Am ajuns în Brașov și ce credeți? Am o întâlnire astăzi cu o capră neagră, un băiat extrem de talentat pe care încerc să-l ajung din urmă. L-am pândit un pic să ajungă mai la câmpie. Suntem în parcul Tractorul și stai așa să batem la ușă. Andrei. Da, cioc, cioc. Salut. Bine te-am găsit. Ce faci? Cum a fost ziua ta? Am înțeles că vii de la un antrenament acum? Da, un antrenament destul de lung. Dar încă mă bucur de niște zile de vară în Brașov, pentru că în weekend se anunță minus 15 grade, inclusiv. Așa că, da, e bine, cam fiecare zi la antrenament. Pentru cine nu știe pe Andrei, Andrei Ivănescu, un cunoscut atlet de la competițiile montane, de alergare montană în special, și avem plăcerea să-l găsim un pic liber și să putem să schimbăm câteva cuvinte. Andrei, cum te simți tu în vremurile astea în care n-ai un obiectiv anume? Bă, uite, mă antrenez pentru o competiție anume, că nu știi. Da, e o perioadă destul de complicată. Acum să spunem că stau un pic mai bine decât stăteam în primăvară sau vara trecută. Dar acum îmi pun obiective bazate pe timp, pe distanță, obiective personale. Unde și... Stau așa în față. Și pur și simplu încerc că e o perioadă un pic mai relaxantă în care pot să fiu atent la mai multe lucruri, pot să pun accentul mai mult pe antrenamente. Nu mai este presiunea competițiilor. Mă descoper mai bine ca alergător în principiu. Să fie oare o perioadă pentru lumea alergătorilor în care iubitele lor sunt mai fericite? Pentru că nu se mai antrenează la fel de intens? Poate? Nu știu dacă e pe mea așa atât de fericită. Pentru că am timp mai mult să mă antrenez deocamdată. Dar... e o perioadă de acumulare, de prins experiență și cred că o să se vadă acest lucru în viitor. În principiu, atleții am văzut că au câștigat o formă destul de bună anul acesta, dacă ne uităm cel puțin la recordurile mondiale din afară. Deci, da, probabil că nu o să înceapă competițiile, o să vedem exact cum a prins perioada aceasta pentru toți atleții. Spune și mie, te rog, cam cum arată o săptămână din viața ta, cam cum te antrenezi și ce ți se pare foarte important în felul în care te antrenezi, esențial, practic, în competițiile pe care le susții. Săptămână, în viața mea, mă, normal, este reprezentat de antrenamentul principal, dimineața, care mi-a în jur de o oră jumate, două ore. Apoi stretching-urile după antrenament. Un pic de timp petrecut în bucătărie, somn de prânz și apoi, în general, de la antrenament al zilei. Alergare ușoară pe care o completez și cu sală de forță. Pe ce pui accent la forță? În ultima perioadă am pus mai mult accent pe exerciții pliometrice. Sărituri. Sunt foarte recomandate. Da, sărituri pe ladă, de exemplu, la 60 cm, la 90 cm. Exerciții de forță pe cât un picior, alternativ. Și, în principiu, pe musculatura care susține poziția corpului în alergare, susține alergarea pe abdomen, pe spate, exerciții cu propria greutatea corpului. Și stretching, e foarte importantă refacerea. E, multă lume sare pentru peste stretching, că știi cum e. Bă, nu mai am timp, hai că plec. Cât de important se pare că e stretching? Pot să spun că abia de un an de zile din 5, de când alerg, am început să pun accent. Asta înseamnă că fac undeva la 30-40 de minute pe zi. Iar de atunci am reușit să susțin un volum mai bun de alergare. Am reușit să cresc și intensitatea și, în principiu, nu am mai avut nicio durere musculară. Asta pentru că am fost atent și la nutriție, și la alimentație. Am văzut pe Facebook că adesea
vorbeai și de zona asta de nutriție. Știi, atunci când suntem mici, obișnuim să mâncăm, să rupem frigiderul, cum se spune, pentru că știi că le arzi, oricum. Odată cu performanța, încep să înțelegi cât de importantă e nutriția și care este rolul ei esențial, de altfel, în accederea podiumului. Care sunt secretele tale? Cred că, din punct de vedere al nutriției, alergătorii sunt în continuare niște copii în creștere, deoarece noi ne permitem, în principiu, să radem frigiderul în continuare, doar că trebuie să punem un pic accentul și pe calitatea alimentelor și pe diversificarea alimentației, introducerea fibrelor, pe care în general copiii când sunt mici nu prea nu mâncam fructe, legume și musli, și pur și simplu în funcție nevoilor fiecare, eu cum țin un volum destul de susținut de alergare, destul de intens, am nevoie în mare parte de carbohidrați. Așa că pot să spun că undeva la 60%, 65% reprezintă carbohidrați. Da, și ca și număr de calorii este în funcție de volumul fiecare alergător. În principiu, cred că ajung să mă învârt undeva la 4000 de calorii, ceea ce pentru mine este o plăcere. Am văzut totodată pentru cei care îl urmăresc pe Andrei, să știți că el postează adesea tot felul de leacuri bătrânești, cum se mai spune. Mă refer aici la băi în tot felul de săruri. Nu sunt deloc bătrânești, dar hai să ne spună Andrei mai multe. Cred că și stretching-ul intră tot la leacuri bătrânești. Dacă nu e cool, bă, da. Ce faci stretching? Ce e, mă, ești mamaie? Ești bunicuț? Da, sunt destul de multe metode foarte accesibile pentru refacere. Foarte multă lume spune că nu are timp de un masaj sau poate nu vrea să aloce resurse financiare pentru asta. Și atunci putem face, sau ce puțin eu fac. Pentru că nu și-a convins iubita să facă, bine mă, hai că o dau cu săruri. Da, cu săruri. În rest, de două ori pe zi mă găsește stând dormitor cu picioarele în sus câte 30 de minute. Și nu știu, mai am un aparat de electrostimulare când... Preludiu, gen. Da. Un pic de încălzire. Și cam atât folosesc eu pentru refacere. În rest, odată pe săptămână încerc să ajung și la masaj. Și cea mai importantă refacere, în punct de vedere, este cea pasivă, adică somnul. Somnul? Clar. Ai mai spus de o refacere activă interesantă, patinaj artistic în ghilimele, că nu e chiar cum te așteptai, că n-a fost chiar atât de ușor. A fost ăla un antrenament în toate regula? L-ai recomandat pentru frații alergători din alergarea montană? Recomand patinajul artistic cu două perechi de pantaloni deasupra și o pufoaică. Să cazi mai bine, sau? Da. Am ajuns degerat după antrenamentul respectiv. Dar e experiență. Diversificarea aceasta a antrenamentelor, activităților fizice, cred că este foarte benefică. Când nu mai am timp, mai fac și bicicletă sau... Nu știu, depinde de fiecare în parte ce pasiune are. Tu îți scrii planul cu o săptămână înainte sau ți l-ai pregătit așa cât de cât, sau pur și simplu conștientizezi săptămâna cam ce ai de făcut și n-ai nevoie să ai notat, sau care e abordarea ta? Eu lucrez cu un antrenor, dar în principiu am aceeași structură în fiecare săptămână. Sunt mai multe perioade ale anului de antrenament, este perioada de bază sau de acumulare, este apoi acea perioadă intermediară până vin competițiile și este perioada competițională, când
practic trebuie să ajungi în vârf de formă sau oricum în cea mai bună formă pentru concursuri. Da. Și în principiu respectăm această structură și în timpul săptămânii antrenamentele ajung să se mi de la o săptămână la alta. Este bine că Brașovul are oportunități pentru toate tipurile de antrenamente. Scrie la un moment dat pe Facebook, pe contul tău, că, mă rog, era o statistică Strava, nu știu cât de accurate era. Ai făcut undeva la 6500, cam așa? Da. Zic bine? Există, nu știu, niște cifre anume, niște parametri din vedere al kilometrilor în care să te încadrezi pentru a ajunge la un anumit nivel? Am purtat discuția asta cu mai mulți alergatori în ultima perioadă. Tocmai de asta te și întreb. Eu consider că este nevoie de cel puțin 3-5 ani de zile la un volum destul de susținut, de cel puțin 6-7000 de kilometri pe an, pentru a-ți putea crea o bază, astfel încât să poți să performezi în viitor. Cel puțin pe partea de atletism, distanțe lungi, alergare montană, alergare de șosea, dar sunt și atleti care alergă doar 4-5 mii de kilometri, dar diversifică foarte mult. Italienii lucrează, de exemplu, multă bicicletă de 2-3 ori pe săptămână, alții lucrează foarte mult în sala de forță și pur și simplu, cred că fiecare om îi se potrivește un anumit tipar de antrenamente. De exemplu, eu nu mă simt bine să fac, am încercat să lucrez bicicletă mai mult de o dată pe săptămână. Și nu e pentru tine? Nu, nu e pentru mine, nici bicicleta în general nu e pentru mine. Așadar, e important să ne și ascultăm corpul, nu? Nu doar așa scrie în carte, trebuie să faci aia. Asta este clar, putem să ne uităm ce fac alții, putem să citim pe internet o grămadă de chestii sau în cărți, dar este foarte bine să experimentăm, să ne cunoaștem organismul, să vedem cum reacționează și pur și simplu să ne adaptăm în funcție de fiecare situație. De ce îți place atât de mult să participi la competiții? Participarea la competiții cred că tocmai din spiritul de competitivitate, dar alergarea în general îmi place pentru că practic rezultatele sunt direct proporționale cu volumul de muncă și cu seriozitatea cu care lucrez, randamentul la care lucrez, și asta mi se pare ceva, e un sentiment diferit față și trebuie, de exemplu, în școală, în liceu, unde nu eram sigur cât ar trebui să învăț, unde, dacă termin o facultate neapărat, da, o să fiu cel mai bun și așa mai departe. În schimb, în alergare, mi se pare că nu ai cum să sări etape și pur și simplu totul vine eșalonat în funcție de cât de mult meriți. Da. Și acum am ajuns exact în punctul în care îmi doream. Ți-ai făcut vreo strategie de asta anume, secretă, la competiții? Poate ți-ai vreunul în față? Ai o zi mai grea? Ai un secret ăsta, o armă ascunsă? Ceva James Bondian, așa? Uite, ești puțin obosit, ai pană pe dreapta, ceva, scoți papucul, arunci după el, nu știu. Cred că cel mai important este în antrenamente să poți să-ți găsești motivația mea atunci, la final, când doare cel mai tare. În momentele respective mă gândesc, măi, dacă acum, când am făcut, să zicem, 9 km din 10, dacă acum o las mai moale, păi poate eu n-o să merit în concursul viitor chiar să fiu primul. Deci, deci cea mai tare armă la competiții e să aveți grijă la antrenamente. Da, chestia asta este clar. Competiția este doar punctul acela, vârful icebergului care se vede și e reprezintă doar 1% din ceea ce face, din ceea ce reprezintă un atlet. Te-ai gândit la un pistol cu bile? Ceva? O piedică, poate? Ce-ar merge? Poate animale sălbatice în pădure. Chiar? De atâția ani, uite, de atâția ani, chiar, bună întâlnire.
bună în această direcție. Nu te-ai întâlnit tu cu urși, lupi? Cu lupi? Oameni lupi. Există și oameni lupi sau oameni urși? Da, urși. Ia spune. Wolverine. Cred că în cel mai rău caz eu arăt ca Wolverine cu barbă uneori. Nu m-am întâlnit cu caprioare, în general. Lup, este cam greu să ajungi să te întâlnești cu un lup și nu e prea indicat. Iar cu ursul, cu tomberonezi ăștia pe aici, pe adunare. Deci vă salutați pe numele mic, adică nu. Da. Dar se feresc de oameni. Adică e o relație așa, de acceptare la distanță. Aha. Deci respect reciproc. Da. Bun, dacă n-ai fi făcut alergare, ce ai fi făcut? Wow. Foarte bună întrebare. Ca sport, cred că mi-ar fi plăcut bucătăria, dacă ai spus că gătești. Cum îți mai arde după aceea antrenamente să mai și gătești? Îmi place să gătesc, dar nu cred că aș fi putut să duc între ghilimele la nivel de artă acest lucru. Hai că sună bine, șef Adrian, Andrei, pardon, gândeam la șef Andrei. Adrian. Așa? Șef Andrei te invită la el la restaurant să-ți gătească ceva. Aș fi gătit pizza și burgeri. Nu știu, cred că aș fi mers spre culturism. Îmi place ceea ce lucrez la sală și poate aș fi mers ori pe culturism, ori pe cross-training. Aha. Ca și sport. Ar fi fost, fi fost foarte interesant. Dar n-am avut așa timp și nici nu m-am putut să mă gândesc la asta până acum. Consider că fac exact ceea ce îmi place. Care este mâncarea ta păcătoasă la care te gândești zi și noapte și pe care o ocolezi de câte ori poți? Wow. Ai zis acum? Burger, două capace, unu, ce faci? Renunți la sosuri? Burgeri, pizza nu reprezintă, cred că, cel mai rău lucru. Depinde și aia. Ciocolatul, cacao, mai multă? Depinde de cantitate. Și de cantitate, da. În rest, foarte satisfying este să ronțui pupuleți sau popcorn. Da, sunt unul dintre acele gustări care au foarte puține calorii și îmi permit uneori să stau în fața televizorului și să ronțe seara. Dacă o să aud antrenorul meu asta, poți să zic că ești și tu om până la urmă. Da. Dar auzindu-i planurile lui Andrei pe viitor, o să spuneți că nu e neapărat om, ci încearcă să fie ceva mai mult de atât. Mie mi l-a dezvoluit, dar trebuie să te mai întreb o dată, iar voi toți prefaceți-vă că e prima oară când apare această întrebare. Andrei, care sunt planurile tale de viitor? Sper ca în 3-5 ani să pot să am un cuvânt de spus la nivel mondial cu alergare montană. Și cam asta este singurul target pe termen lung. Iar mai departe, în fiecare zi, să devin cea mai bună varianta mea. Cam astea sunt targulele, sunt etapele intermediare. Să devin din ce în ce mai bun la nivel național, să reprezint România la mondial, este un lucru pe care mi-l doresc. Adică pe acesta este obiectivul pentru care m-am apucat de alergare. Mi s-a părut foarte frumos. Și nu știu, să particip la UTMB, care reprezintă o competiție, poate cea mare competiție lume pentru atleți. Și să fiu sănătos, asta e foarte important. Cât de important reprezintă în accederea acestor seluri grupul cu care te antrenezi? Te întreb pentru că aici în Brașov și în zonele de lângă există mulți alergători foarte buni sau strâns cu toți, parcă. Da, eu am simțit importanța grupului cam de acum un an de zile și este foarte relevant, deoarece mai ales în momentele în care spunem acelea mai
dificile, este mult mai ușor să te repliezi, te mobilizezi cu un grup sau momentul în care vremea nu este ideală, pur și simplu să te convingă. Exact, și în cadrul grupului există și un anumit spirit de competitivitate într-un sens benefic, care poate să ducă doar la lucruri bune. Deci, da, grupul este foarte important și dacă ne uităm kenienii cum se antrenează toți împreună sau atleții americani de ultramaraton, cam toată lumea încearcă să-și găsească un coleg de antrenament sau un grup. Este totul mult mai ușor. Bun. Andrei, pe mine m-a impresionat cel mai mult la tine faptul că ai doar 23 de ani, mulți înainte, apropo. 22, mulțumesc. 22. Aproape 23 anul ăsta, nu? Urmează în iunie. Urmează în iunie. Că nu doar faci sport, ci ești într-o continuă dezvoltare și în plan personal, lucru pentru care te felicit. Se vede și din postările tale, din educația ta, dar și din felul în care te autoeduci. Așa că îți doresc mult succes. Mulțumesc. Și voi toți urmăriți pe Andrei, pentru că are planuri mari și nu numai, dăruiește și celorlalți din înțelepciunea dobândită în anii de atletism. Și în final o să te rog să iei camera și să spui un mesaj oamenilor, da? Ca un sfat. Ia. Salut încă o dată. Nu știu ce sfat exact să dau, este pe nepusă masă. În primul rând, pentru a realiza scopurile în ceea ce privește viața sportivă, viața personală, un prim target este să fim sănătoși, să ne simțim bine alături de cei dragi și nu știu exact. Na, pur și simplu. M-am pierdut. Îl ajut eu să se regăsească. Îți spun eu ce poate să spună Andrei. Am citit în ochii tăi. Să vă țineți de treabă, de antrenamente, să iubiți ceea ce faceți, respectiv sportul pe care îl abordați, nu neapărat alergarea, poate să fie orice sport pe lumea asta. Puteți doar să vă lăsați inspirați de la oameni ca Andrei, care se țin de treabă și se și dezvoltă pe toate planurile. Și așa cum a spus și el, foarte important să aveți grijă de sănătatea voastră, pentru că astfel putem să ne bucurăm și mai mult de mișcare. Încă o dată mulțumesc, Andrei, și până data viitoare, stați flexați. O mai dau o dată. Și până data viitoare, stați flexați. Pa! Salut!